Deci sunt rute foarte populare pentru chișinăuieni și eu sper foarte mult că putem, inclusiv din aceste riscuri majore care le avem astăzi pe partea de COVID, să diminuăm aducând transport nou. În următoarea etapă, am zis, în această primăvară trebuie să ajungă alte 20 de unități de transport, inclusiv cu acel vot pe care l-am avut pentru 20 de noi unități de transport, 10 dintre care trebuie să fie comerț articulat, să fie și soluția acelor peste sau câtorva 10.000 de oameni care au votat pentru ruta pe Albișoara. Edilul mai spune că în curând de la Chișinău ar putea ajunge și autobuze, atât unități noi cât și cu parcurs. Noi ne dorim ca parcul urban de autobuse la fel să crească foarte rapid. Dacă pe partea de troleibuze într-un an și jumătate vom avea cel mai probabil 100 de unități de transport aduse la Chișinău, ceea ce nu s-a făcut într-o perioadă foarte lungă sau pentru alte componente a fost necesar de 10 ani de zile, iată că într-un an, un an și jumătate vom suplini acest număr de unități de transport. La fel vrem să se întâmple și cu autobuzele. De noile troleibuze se bucură și șoferii unităților de transport, care spun că acum vor lucra în condiții mai bune. Butoanele sunt modificate, aer condiționat este în salonul troleibuzului, atât și în cabină. De-am venit supravegheri video și salon și pe exterior. Ce ține de electronică, e bielorusă, nu e a noastră. Parcă asta deosebirea față de celelalte. E mult mai manevrabil, e mai confortabil, e mai moale, e mai, nu știu, e mai ușurel, în orice caz, ca celelalte care sovietice, care vechiturile cele. Cerul și pământul cu acel vechi. Comparativ, aici e mai comod. Sunt și cameri de luat vederi. Spate, față, la bare, e mult mai convenabil, mai comod și agregatele lucrează încet, e de dragoste să lucreze. Troleibuzele achiziționate au fost deja lansate pe rute și pot fi zărite pe străzile din Chișinău.